după ce au parcurs aproape 160 de kilometri pe jos pentru a ajunge din Basarabia în România, peste 100 de tineri dornici de unire au vizitat comuna Cumpăna. În marș au pătruns pe pământul dobrogean, strigând din suflet unire. Basarabia e România! Basarabia e România! Basarabia e România! Cei peste 100 de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 22 de ani, dornici de a schimba istoria, au fost întâmpinați la Cumpăna ca fiind membrii ai unei familii. Cu pâine, sare și zâmbete au fost întâmpinați de autoritățile locale, dar și de alți 50 de primari din țară, membrii ai Asociației Comunelor din România. Bine ați venit acasă, dragilor! Haideți, vă rugăm! Îndrăzniți, care îndrăznește? Așa. Bine ați venit! Cu sufletul. Bine ați venit! Sunteți bineveniți și iată că brutul nu ne desparte, ci brutul ne leagă. Ne leagă pentru că noi suntem uniți în cuget și simțiri și asta este minunat. Precum frații, atât românii cât și basarabenii au intonat împreună imnul țării noastre. Noi vrem unire, noi vrem acasă și dacă ei ne vor, și noi vrem. Avem aceeași istorie, am avut aceeași istorie, dar cred că mai avem și viitorul comun. Împreună, români, moldoveni, vorbim aceeași limbă, limba românească, simțim românește, trăim românește. Dorința noastră e de a încununa, dacă vreți, dorința de unire a Basarabiei cu România, cu patria mamă. Dacă situația economică și politică au făcut ca în vremurile trecute Basarabia să fie ruptă de patria mamă, tinerii secolului 21 nu mai intentează războaie pentru a-și îndeplini dorințele, dar ambiția lor este să reușească reînfrățirea. Dacă visul unora a fost sau este să ajungă în cosmos, eu viața întreagă am visat să trec prutul. Și a fost ambiția mea numărul 1 pentru a veni aici, pentru a saluta frații de peste prut și a le spune că iubesc din tot sufletul. Marșul tinerilor este susținut de platforma unionistă Acțiunea 2012, o coaliție de organizații non-guvernamentale și grupuri de inițiativă care susțin unirea Republicii Moldova cu România. Generația mea vrea unirea și un prim pas în acest sens a fost făcut acum de noi și așteptăm al doilea pas care trebuie să fie făcut de București. Prin cultură și prin implicare reușim să realizăm unirea, nu doar prin vorbe. Deși se vor întoarce curând la căminele lor de peste prut, frații basarabeni speră că în câțiva ani granițele dintre România și Basarabia vor dispărea în totalitate, astfel că harta țării se va reforma.